Fiecare dimineață în care te trezești este un motiv să continui lupta și să stai! Stai așa! Am mai zis asta undeva înainte, erau primele cuvinte din preview-ul lui Far Cry 6, când vă spuneam că am apucat să ne jucăm câteva ore înainte de lansare și că sunt foarte curios de calitatea jocului final. Ba chiar am făcut și o predicție pe undeva pe acolo, așa că în acest material vorbim pe larg despre cel mai nou joc de la Ubisoft și vedem dacă am avut dreptate sau nu. Atât timp cât lumea jocului nu se va simți goală și nu vom avea prea multe misiuni repetitive, așteptările mele vis-a-vis -vis de Far Cry 6 rămân mari. Vă spuneam în preview că Far Cry 6 se îndepărtează puțin de la rețeta originală fără însă să-și piardă identitatea. Povestea rămâne construită tot în jurul unui antagonist foarte bine conturat, a cărui înfățișare e o împrumută maestrul Giancarlo Esposito, ori Gus Fring, cum mi se mai spunea pe la el pe la restaurant. Câteva elemente de gameplay noi, un upgrade al graficii, plus includerea de ray tracing și tehnologia AMD și avem ingredientele de bază pentru rețeta celui mai nou Far Cry. Hai să vă explic pas cu pas. Mi-am promis să încerc să mă feresc de spoilere ca roucerii de cruce, așa că în acest review am să vă prezint povestea lui Far Cry 6, Atât cât o puteți găsi și în trailerele de pe YouTube sau în informațiile disponibile la prelansare. Dar în cazul în care nu le-ați văzut nici pe astea, este vorba despre întâmplările din prologul jocului. Deci, nu vă panicați. Dacă jocurile precedente din serie te puneau în pielea unui turist occidental rătăcit pe o insulă orientală, Far Cry 6 schimbă puțin lucrurile. Ești Danny Rojas și cum Danny este un nume universal, îți poți alege până și sexul personajului. Mare, a, ce glumă proastă! Puu. Înfățișarea și vocea sunt singurele diferențe, ambele alegeri fiind inofensive pentru modul în care se desfășoară acțiunea jocului și cum funcționează progresia. După ce te-ai hotărât care Danny ești astăzi, mascul, femelă sau neutru? Nu, ăsta nu, nu e în joc. Ești aruncat într-o revoluție din care încerci să scapi, dar cum povestea merge mai departe, tentativa ta de a emigra în America se năruie la fel ca vaporul cu care ai plecat la drum. După accidentul care s-a soldat cu un singur supraviețuitor, wow, ai ghicit, adică tu, trebuie să te îndrepti spre un drum și să vezi încotro mergi de acolo. Doar că se întâmplă ca ultimele cuvinte ale prietenei tale să te îndrume spre o tabără de gherilă. Aici descoper că tiranul care a încercat să-ți facă felul terorizează de fapt oamenii din toată țara, nu că n-ai fi știut asta deja, iar unii locuitori au pus-o de o revoluție care continuă să crească în fiecare zi. Câteva discuții la Corazon mai târziu te hotărăști să te alături luptei împotriva lui Anton Castiliu. La scurt timp descoperi că nu va fi o sarcină deloc ușoară și dacă vrei să ai cea mai mică șansă, va trebui să lucrezi încet și să iei lucrurile pas cu pas. Iar aici și revine sistemul de progresie din Far Cry 5. Ai antagonistul principal, dar până să-l poți lua la întrebări, trebuie să treci de subalternii săi, pe principiul că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Fiecare dintre aceștia are fieful său, moșialul tasul gen, pe care o controlează și va trebui să elimin pe răi rând pe rând. Pe lângă campania principală, ai și un set de misiuni secundare. Am spus că dacă Far Cry 6 va reuși să ofere o lume bogată, are șanse să fie un joc foarte bun. Pare că am nimerit-o când mi-am făcut așteptări mari, deoarece lumea jocului este plină de chestii. Misiunile secundare mai sus amintite, baze inamice de cucerit, arme antieriene de distrus, evenimente aleatorii, locuri de vânătoare și așa mai departe. Toate astea într-o locație inspirată de Cuba, cu un mix foarte bun de mașini și tehnologie din anii războiului rece, alături de suvuri moderne și arme destul de noi. Iar lumea jocului și povestea se contopesc numai bine. Pe de o parte ai locația vie și diversă despre care am vorbit până acum, care se întâlnește cu un fir narrativ puternic și pe de altă parte ai personaje impunătoare și cinematice bine realizate grație jocului actoricesc excelent. Deci mare bila albă pentru Far Cry 6 aici. Nu luit pentru că a copiat structura narrativă de la Ghost of Tsushima, dar a făcut-o cum trebuie și de aia n-am să-l taxez prea tare. Subtitlul ăsta este un citat din codul bunelor maniere ediția Guerilla, în joc ești parte dintr-o mișcare rebelă care vrea să doboare un dictator și ca orice grupare, cu o formă oarecare de organizare, bă canalul ăla de hip-hop devine un mast, trebuie să existe și reguli. Iar în materie de gameplay este cel mai bine definit de regula cu numărul 3, din nou. Asta spune pe scurt că trebuie să fight fire with fire, adică să răspunzi focului, cu un aruncător de flăcări. Așa că Far Cry 6 ia zica la ad și îți oferă un arsenal, să zicem, colorat. Ai la îndemână arme din diferite perioade pe care le poți modifica prin intermediul unor metode mai neconvenționale. Ba o sticlă de jumate de țuică pe post de amortizor, ba un laser de jucărie cu un plexi pe post de red dot sight, deci soluții se găsesc. Desigur, în jocul full am văzut că există și reversul medalii. Ai două tipuri de atașamente, Gerila și normale. Fiecare vine cu un sistem de progresie bazat pe niveluri, dar indiferent ce soluție preferi, vei putea îmbunătăți arma în mod egal. Personal prefer soluțiile militare moderne, dar la început de joc e mai bună și sticla de plastic decât nimic. Și încă ceva ce mi-a plăcut, armele unice pe care le găsești prin bazele inamice. Nu pot fi modificate sau îmbunătățite, dar arată super bine și sunt deja echipate. Și că veni vorba despre aspect, trebuie să spun că îmi place sistemul de progresie. Poți să schimbi skinul de la armă, dar față de anii trecuți nu trebuie să cumperi DLC-uri, ori să îndeplinești cine știe ce misiuni. În Far Cry 6 ai nevoie și de tuburi de spray pe care le găsești împrăștiate pe hartă, astfel îți poți picta armele încă de la început de joc. Aș face asta mai târziu însă, deoarece unele arme de la început se vor dovedi inutile mai târziu. Și upgrade-urile și înfățișarea armelor se schimbă la Resolver Workbench. De aici craftezi tot ce ai nevoie pentru arsenalul tău și nu numai. Tot de aici modifici și elementele mașinii, cât și ale ghiozdanului. Haideți așadar să vorbim și despre acestea din urmă. Mașina am văzut-o și în preview, o copie de Bel Air cu lopată pentru zăpadă și o mitralieră pe spate. Dar acum am înțeles și cum stă treaba cu personalizarea ei, iar lucrurile arată bine. Poți să schimbi culoarea atât la exterior cât și la interior, ornamentele de bord și odorizantul, dar și armele. Bă, eu zic totuși că odorizantul este important. În partea din față poți atașa un plug sau tot felul de variații ale sale, iar armele pot fi îmbunătățite din belșug. Poți să-ți faci mitraliera funcțională direct de la volan, ori să înlocuiești gloanțele default cu cele pe care le preferi. Celălalt element foarte important din inventarul tău este ghiozdanul. Doar că în loc de caiete și cărți, ca orice școlar cu minte, tu adăpostești în ghiozdanul tău un lansator de rachete, ori un jetpack, ori un EMP sau un pulverizator de medicamente. Nebunie cu ciucuri, vorba mea. Supreme O pe numele din buletin este un fel de putere ultimate din jocuri precum Apex Legends. E foarte eficient, dar necesită un timp destul de lung până să poată fi reutilizat. Și el are îmbunătățiri și parcuri, îmbogățind și mai mult nivelul de personalizare al jocului. Far Cry 6 îți oferă nu doar un arsenal impresionant, dar te înzestrează și cu o hartă imensă care trebuie parcursă cumva. Așa că îți oferă mașini, motociclete, elicoptere, avioane, tankuri, bărci și cai. Da, cai, știți? Ia! Nu cumva să ratezi vreun colțișor pe hartă. Oferta este bunicică, astfel mașinile sunt v 7 modele diferite, numărate de mine, și variații de ale acestora. Elicoptere ai câteva, avioane la fel, dale de apei destule și cai. Iar la cai, na, nu te aștepta să poți să lași suspensiile mai jos sau să îi montezi perne cu aer. Săracul știe doar să fugă, însă este un element fain de avut în combinație cu potecile create de membrii mișcării de rezistență. Dar nu numai cai alcătuiesc fauna din Far Cry 6. Nu frate, sunt multe alte chestii care vor să te mănânce. De la lup și crocodil și tigri și alte patrupede periculoase, până la căței de mângâiat, popândăi de hrănit și alte pufoșenii cu care poți interacționa. Și cele mai tari sunt, desigur, ale tale, pufoșenile. Iar aici ai de ales între un crocodil colorat, un câine cu roți ajutătoare, un cocoș turbat, de ce aș vrea așa ceva, pume și preferatul meu, un câine metalic. Ăsta din urmă a venit cu ediția deluxe a jocului sau ceva de felul ăsta, dar arată foarte amuzant. Unii sunt buni la mâncat adversari, alții la a-ți aduce muniție și resurse din jur, alții la strecurat printre inamici. Preferatul meu de până acum este crocodilul pe care îl capeți la început de joc și care are un KD ratio bunicel până acum. Controlul mijloacelor de transport este la fel ca și în celelalte titluri ale seriei, plictisitor, creat clar pentru jucători casual. Dar în același timp este și simplu, ceea ce te scutește de stres în anumite momente, când ar fi putut fi extrem de enervant dacă ar fi fost complicat. Dar chiar și așa, cred că mai era loc de îmbunătățire aici. Companionii tot de pe punctul G, pardon, am vrut să zic tasta G controlezi, Parcă sunt ceva mai agresivi în Far Cry 6, dar oricum nu prea pot să zic că mi-ar fi lipsit dacă nu-i aveam. Când m-am jucat acum o lună, lucrurile erau în ceață în departamentul grafică. Am jucat prin intermediul Parsec, iar experiența a fost limitată la 1080p cu 60 fps. Și aveam și input lag și ceva compresie care adăuga noi imaginii. Și după cum am spus și atunci, nu avea rost să-mi dau cu părerea și să spun că grafica ar fi proastă sau ceva. Versiunea full a jocului tinde să-mi dea dreptate, iar noul joc se prezintă exemplar la capitolul grafică. Într-adevăr, folosește un engine destul de vechi, dar reușește să ofere o grafică îmbunătățită comparativ cu Far Cry 5 și New Dawn. Asta se datorează în mare parte implementării Ray Tracing și mai mult de atât, pentru utilizatorii de plăci video Radeon, dezvoltatorul a inclus și suport pentru AMD FSR. În acest fel, toată lumea se va putea bucura de ray tracing, indiferent de tabora din care face parte. Efectele de iluminare nu sunt atât de evidente, dar un test rapid cu ele on-off ar putea însemna o diferență mare pentru unii. În cazul meu, prefer să le țin active, întrucât colorează și mai mult lumea jocului și dă strălucire. Din nefericire, dacă te așteptai la un engine nou sau grafică fotorealistă, vin cu vești proaste. Grafica lui Far Cry 6 nu are prea multe șanse să participe la concursuri de realism, dar lipsa asta este compensată de peisaje care te lasă cu gura căscată și te îndeamnă să pierzi mult prea mult timp în modul foto din meniul jocului. Drept dovadă, iată câteva opere semnate de Marinache. Sunetul este îmbunătățit și se vede că Ubisoft a lucrat mai mult la acest aspect, dar cu actori mai cunoscuți și motion capture ceva mai bun, era și păcat să nu avem voci la cea mai bună calitate și o coloană sonoră surprinzător de potrivită mediului. Iar dacă vocea lui Giancarlo Esposito nu este destul cât să te captiveze, cred că treaba asta o să fie cireașa de pe tort. Deci fiți atenți! Când ascultă anumite piese de la radio, Danny cântă alături de melodie. Iar dacă îl întrerupi în acest timp, prin închiderea radioului, acesta continuă să fredoneze piesele favorite. E cea mai tare chestie pe care am văzut-o într-un joc recent și mă bucur să văd că jocuri precum acesta sau Deathloop au pus mai mult accent pe partea asta de sunet. Și uite că am mai trecut cu bine de încă o lansare care mi-a creat câteva emoții. Și doar din perspectiva asta, anul 2021 pare să se prezinte deja mai bine. Până acum am pus mâna pe Resident Evil Village, Ratchet Clank Rift Apart, Deathloop FIFA 22 și acum Far Cry 6. Și toate au fost bune. Bine optimizate, dar și bine construite, au mai spălat din gustul amar lăsat de unele lansări dezastruoase ale lui 2020. Far Cry 6 mi-a plăcut și am apucat să mă având destul de mult în lumea acestuia în cele câteva zile în care am apucat să-l joc. Cu siguranță rămâne instalat și am să trag tare să-l termin pentru că simt că o să trebuiască să-mi fac o părere solidă despre unul dintre pretendenții la titlul de Game of the Year. Și acestea fiind spuse, aștept în comentarii ce altceva decât părerile voastre. Credeți că este o îmbunătățire pentru serie sau nu este pe gustul vostru? Vă place povestea? Vi se pare mișto și diferită sau o considerați tot un clișeu? Vă place cum arată jocul? Să curgă comentariile ca berea în pahare și să aflăm și noi ce zice și ce crede lumea. Abonați-vă pe Playground și curând curând vă așteptăm cu încă un video tare de tot. De fapt, am dat așa un mic spoiler, un mic hint la mine pe Instagram. Hai! spor la joac.